Așa se coboară de aici. Deci chiar așa arată atunci de clopotniță. Incredibil. Deci acolo suntem noi cazați de fapt. Bongia și bună dimineața pentru ultima dată din insulele Azore. Astăzi e ultima zi pe care o vom petrece aici, așa că vrem să mergem să vedem dacă avem noroc să ajungem la acel viewpoint unde n-am reușit zilele trecute, pentru că a fost ploaie, unde n-am reușit să vedem nimic zilele trecute. Cam așa cred că o să începem ziua. E un pic de soare acum aici, dar sus în munte n-avem de unde să știm cum e vremea. Mergem până acolo, după care încă nu știu ce vom mai vizita pe insulă, încă mai avem foarte multe locuri de acoperit. Cam asta e la meniu zilei astăzi. Asta e adevărul. Am plecat din nou spre munte, aici e senin, dar acolo nu prea arată bine. Dar asta e, facem o tură până acolo, e de mers 20 de minute, nu e o problemă. Am văzut lume strânsă multă aici în locul ăsta, așa că ne-am oprit și noi să vedem ce se întâmplă. Și se pare că în sfârșit am dat de o piață. De o piață alimentară. Da, în ultima zi, în ultima zi am găsit și noi piață deschisă. E ceva forfotă aici. Cartofi dulci, banane, cartofi dulce, da. Ăsta e foarte bun de băgat în cuptor. Porumbul 70 de cenți. Chereu, alea pe cereu. ¡79 de cenți cartofi! Dar nu știm cât costă. Căpșuni, prune, mere. Astea nu știu ce sunt. Ceva mere. Foarte interesante. Cireșe. Marfă proaspătă, în sfârșit. Nu prea s-a afișat prețurile. 1,75 € portocalele. Cam târziu pentru noi de piață, pentru că noi mâine dimineață plecăm. Asta e. Raion de animale. O să iau și la Ramona ceva. O să-ți iau un porcușor din ăsta. Am dat peste o tonetă unde putem încerca ceva sandwich-uri locale, ceva berică locală. Eu mi-am luat niște berică. Aici e vin arsul lor, aguardente. Știu de aguardente din America de Sud. Vreau să încerc să vă pun și aici. Și am primit de test niște full. Sănătate bună. Bun dia. Un fel de caișasă. De mâncare, lumea mănâncă aici sandwich cu cârnați, chorizo. Foarte bun. Foarte bun. Am luat și un kil de căpșuni. Nu extraordinare la gust. Cam asta e atmosfera de aici din piață. Unele produse n-au prețul pus, oricum noi am luat niște căpșuni, numai mare lucru nu mai luăm, că v-am zis, mâine dimineață plecăm.
sandwichul ăla cu cârnaț foarte bun. Am mai luat o gogoașă foarte bună. Se bucură Ramona de acum. Aici sunt niște mașini de unde se vinde lapte sau brânză, zicea Ramona. Mergem să vedem și asta. Am plecat mai departe, pe ocean e senin. Unde vrem noi să mergem? Dita Minoru. Da, trebuie să urcăm până acolo, măcar să ne liniștim că asta e. Nu prea avem noroc că începe ploaia deja aici sus. Ăsta e meniul zilei. Ăsta e meniul zilei. Vreme gipor. Cam așa arată pe la viewpoint. Da, n-avem nici astăzi noroc, asta e. Aici probabil e o zi pe an în care e soare. Sau totuși, în partea aia pare a fi mai luminat. Poate avem vedere în partea cealaltă, înspre Ponta Delgada. Am oprit aici pentru că într-adevăr e o spărtură în nori, dar strict doar aici pe caldera asta, la Lago di Fogo. Mai sus, din păcate, e la fel de ceață. Aici e singurul loc cu o spărtură în nori. Ești norocos. Interesant. Asta cred că a fost ultima încercare de a vedea panorama de aici. Din păcate, nu avem șanse. Se pare că vârful ăsta al insulei e tot timpul în ceață și în nori. Acolo mergem, în Rio Grande, în port. Să vedem cum e acolo. Aici, la intrare în Ribeira Grande, am văzut un indicator cu o fabrică de rom. Da! Vrem să vizităm fabrica de rom. Aici e un arbore de cafea. Eu mă mir că pe insulă nu se cultivă cafea. Fiind o insulă vulcanică, din câte știu eu, e foarte bun solul pentru așa ceva. Aia e 300 de zahăr. Aia nu știu, dar asta e 300 de zahăr 100%. Arată și ala de avocado. Frumos amenajată curtea asta. Hai să vedem dacă putem vizita fabrica. Poate tragem ceva la măsea. Din păcate, înăuntru în fabrică nu ne-a lăsat să filmăm. Am cumpărat câte ceva. Agua ardiente. O băutură din struguri specifică de aici. Un fel de caixasa braziliană. Cam așa arată orășelul Ribeira Grande. Vom merge să căutăm o parcare și vom face și o plimbare pe jos pe aici. Am parcat mașina aici pe o străduță. Facem o tură pe jos prin Ribeira Grande. Poate vom bea și o cafeluță dacă găsim o terasă. Mergem până la ocean. Hai să mergem prima dată până la ocean. În stânga. Numai că e roșu. Hai să vedem cum arată oceanul aici. Văd și o plajă întinsă acolo. Arată altfel aici oceanul, cu plajă, cu nisip. Noi stăm cam acolo în față, undeva. Orășelul ăla în depărtare care se vede la Rabo Gipeș. Și noi stăm după el, într-un sătuc. Unii mai curajos fac chiar și baie în ocean, chiar dacă apa e foarte rece. Aici, da, e frumos amenajat totul. Ribeira Grande. Dar tot nu e foarte turistic. Nu-s terase, nu-s restaurante.
Nu că ne-ar interesa pe noi. Dar nu că nu-i deschis sezonul, cred. Păi oricum nu sunt, că n-au unde să fie. Da. Am luat-o un pic și pe străduțele de aici, din Ribeira Grande. Un orășel liniștit, ca de altfel toate orășelele de pe insulă. M-am tot uitat după o terasă, dar n-am găsit. Efectiv, nu este nicio terasă deschisă. Aici am văzut un pod interesant de acolo, de lângă ocean. Hai să vedem cum se vede de pe el. Foarte frumos, foarte frumos. Foarte frumos de plimbat pe aici. Cam așa arată centrul orășelului Ribeira Grande. Foarte interesant. Cred că îmi place mai mult aici decât în Ponta Delgada. Am văzut acolo și o terasă. Mergem să bem o berică, după aia cred că venim să urcăm și până sus la biserica aia. M-am așezat aici la o bere, mi-am luat o bere locală. N-am reținut exact cum se cheamă. Aici am văzut prețurile sunt mult mai prietenoase. Un steak de vită 12,50 €. De porc 8,50 €. Da, prețuri bune aici și la, și la mâncare. Plecăm mai departe, cred că mergem de aici direct spre cazare. Astăzi vrem să ajungem mai repede acasă, pentru că mâine, de fapt la noapte, la ora 3, ne vom trezi să mergem spre aeroport. Dimineața, la prima oră, avem zborul spre Lisabona. Salutare și bună dimineața, cu noaptea în cap. Ne-am trezit la ora 3 pentru că astăzi urmează un zbor. Astăzi plecăm înspre Lisabona. Trebuie să mergem să predăm mașina, după aia avem de făcut check-in-ul și de zburat. Cam o oră jumate, două ore până la Lisabona. Hai să vedem cum decurge și călătoria de astăzi. Am predat mașina, ne-a dus omul la aeroport. Mergem direct să trecem de controle. Avem primul zbor, cred că primul zbor e al nostru. Ne îmbarcăm în Ryanair-ul de Lisabona. Cu Ryanair am luat pentru că a fost cea mai ieftină variantă. Sunt multe companii care zboară aici, din Lisabona, e și TAP Portugal. Și am mai văzut câteva. Dar asta a fost cea mai ieftină variantă. Am aterizat în Lisabona. Sunt pentru prima dată pe aeroportul ăsta. Hai să vedem cum ajungem în oraș și cum ajungem la cazare. În Lisabona, premieră pentru mine. Un aeroport foarte aglomerat. Hai să vedem cum trecem de controle, cum ajungem în oraș. Nici nu știu, e metrou, sunt autobuze, vom vedea. Da, este metrou în Lisabona care ajunge până în aeroport. Vom lua metrou până în centru și de acolo pe jos până la cazare. Oricum avem o grămadă de vreme la dispoziție pentru că noi am ajuns, e ora 9, cazarea, check-in-ul e abia după ora 3. Deci avem la timp de numai. Noroc că n-avem bagaje multe. Am
luat deja metrou. 2,15 € costă o călătorie, mergem până în centru cu metrou, oricum n-avem ce face. O să mergem din centru pe jos până spre cazare, ne oprim, bem o cafea, mai vizităm câte ceva, că n-avem ce să facem. Oricum, tranzitul va fi unul foarte scurt aici, mâine dimineață la 6 plecăm mai departe. Am ieșit de la metrou, primele imagini din Lisabona. De aici avem vreo 3 km până la cazare. O luăm pe jos, luăm pulsul orașului. Foarte cald aici. Mult mai cald ca în Azore sau Madeira. Ne-am oprit la o cafeluță. 90 de cenți cafeluța aici, în centrul Lisabonei. Atmosferă relaxată pe aici, lume relaxată, foarte mulți expați am văzut, mulți africani, indieni, nu mă așteptam. De fapt, cred că e la fel în orice oraș european mai nou. Trotuarele mi-amintesc de cele din Rio, din Brazilia. Același stil, arhitectura mie mi-amintește tot de zona aia, pentru că eu acolo am văzut prima dată arhitectura asta portugheză. Urcăm un pic aici într-un parc, că avem o grămadă de timp. Pe lângă acești copaci albaștri, jacaranda african. Doar prin Africa am mai văzut speciile astea. Da, arată foarte interesant. Dar ăsta nu e albastru, e mov. Mergem înspre Estrela, așa se cheamă zona unde avem noi cazarea. La ora 12 putem lăsa bagajele și după aia check-in-ul putem face la ora 3, da? Mergem să le lăsăm dacă toți suntem în zonă. Vom lăsa bagajele și după aia mergem să ne plimbăm înspre centrul Lisabonei. Poate mergem să vedem cum arată și oceanul aici în Lisabona. Cred că am nimerit în plin sezon de jacaranda înflorită. Toate străzile sunt albastre. Ne-am mai băgat aici la o terăsuță, înconjurați de jacaranda albastru. Ne-am comandat un hummus, că e un restaurant cu specific libanez. Și da, nu știam de unde miroase a tei, dar acolo în față e dita mai tei înflorit. Ups! Eu când văd hummus în meniu, mai ales în restaurant libanez, eu nu mă pot abține. 10 euro am plătit pe un hummus, o apă și un cola. Prețuri nu foarte mari aici în Lisabona. Fix aici, pe undeva, pe lângă parcul ăsta cu tei înfloriți, avem cazarea. Vom lăsa bagajele, după aia vom pleca la plimbare. Check-in numai după ora a 3. Gata, ne-am cazat! A fost destul de scump, vreo 500 de lei, dar mai ieftin aici în Lisabona n-am găsit. Avem aici un pat, e ok, un colțișor de bucătărie. Gelul râde că ne-am cazat în clopotnița de la Bazilică. Așa e scala. Mai este un pat acolo într-o cămăruță. Acolo e baia. Na, de odihnă e pentru câteva ore e bine. Până la 3 noapte oricum plecăm. E foarte bun. Foarte bun, dar foarte scump. E foarte curat, așa că e bun. Am ieșit din apartament să mergem să ne plimbăm. E și pe mine. Și pe gelul. Așa se coboară de aici.
trei clopotnițe. De cazat la clopotniță. Deci chiar așa arată atul de clopotniță. Incredibil. Hai, porcu, hai. Îngrozitor. Deci acolo suntem noi cazați, de fapt. Glumesc, bineînțeles, aici e clădirea în care suntem cazați. Da, așa arată, exact ca tur la biserici. Ramona și-a găsit scutere vintage, da, să-și facă poze. Hai să facem o plimbare pe la noi prin cartier. Mergem până la bazilica asta de lângă noi, să vedem cum arată. Este un parc interesant, ne zicea gazda lângă. Plus multe, multe de văzut aici în Lisabona, da. Din păcate, timpul nostru e foarte limitat. Noi ne-am trezit la 3 azi noapte. La noapte trebuie să ne trezim iar la 3, că tot așa avem zborul la 6 dimineața. Așa că nu va fi o zi prea plină în Lisabona. Da. Ne plimbăm un pic pe aici prin zonă. Cel puțin ne vom bucura cu siguranță de tei înflorit și de frumoasele jacaranda, care arată într-un mare fel aici în Lisabona. E sezon înflorit în același timp cu teiul. O să intrăm un pic în bazilică. Bazilica asta de lângă noi, Bazilica di Estrela. Spectaculoasă, absolut spectaculoasă. O tură și prin parc, parcul de lângă bazilică. O să ne punem și noi aici la o masă, să bem o berică în liniște. Un loc numai bun de băut o berică aici în liniște. Îmi place vibe-ul din orașul ăsta. Sau chiar două, da. Ca să nu beau singur, să ne atace. Ne-am întors înapoi la minuscula noastră cazare. Și superbă. Și superbă. O să ne odihnim, mâncăm ceva și la noapte, la ora 3, mergem din nou în aeroport. Penultimul zbor pentru călătoria asta, zburăm în Malaga. Acolo avem din nou mașină închiriată, acolo vom sta mai multe zile. Urmează să explorăm sudul Spaniei, pentru că vrem să mergem în mai multe locuri de acolo. Cred că va fi foarte interesant. Vrem să mergem inclusiv în Gibraltar. Acum văd cât de mult mi-a crescut părul zilele astea. Trebuie să caut un frizer. Aici, ce curat e. E curat, păi am filmat când am venit. Până la următorul vlog de aici din Lisabona. Eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor. Dacă nu v-ați abonat, eu vă rog să faceți, că pe mine mă ajută foarte mult o abonare, un like, un coment de la voi. Până la următorul vlog din Lisabona, noi vă spunem la revedere! La revedere!